oamenii dreptății. Cum arată o zi din viața unui procuror în România? Păi, în primul rând, încep cu lucrurile administrative la birou. Verific dacă sunt udate florile și îmi dau drumul la radio ca să-mi creez atmosfera necesară pentru ziua respectivă. Ajung în jur de 9 la birou, după care sunt cam 10 ore de haos, agitație. Polițiștii cu care lucrez au 1000 de dosare. Eu supraveghez toate acele dosare. În momentul în care se finalizează cercetările într-unul din acele dosare, eu vizez soluția propusă de către polițist și dosarul va veni la mine și îl voi soluționa. Cum arată o zi din viața unui ofițer de poliție care lucrează acum pe linia furturi din locuințe? Se trezește dimineața, se duce la muncă, deschide fișetul și ține un pic de dosarele care stau să gardă peste el. 1000 de dosare în dreptul unui judecător în fiecare an. Comparativ cu alte state europene, e mult, e puțin, e la fel? Cred că la noi procedurile sunt un pic îngreunate de condițiile logistice pe care le avem și de procedurile ușor mai birocratice, a zice, decât sunt în afară. Au fost foarte multe persoane care au ieșit din sistem și o mare, foarte mare lipsă de personal. Dosarele astea s-au tot dat de la unul la altul și ajungi să ai, nu știu, 100-200 de dosare prin anii 2015-2016. În București și în majoritatea țării, dosarul este fizic. Totul se depune fizic la dosar, iar tot ce se depune electronic se printează și se atașează fizic la dosar. Poți să ai un rechizitoriu care se întocmește într-o lună, poți să ai un rechizitoriu care se întocmește într-un an sau un rechizitoriu care se întocmește după 5 ani de anchetă. Pentru un singur dosar am lucrat și 2 luni consecutiv. Practic timpul curge cumva la fel și pentru cei care comit infracțiunile și pentru cei care le cercetează. Câte ore pe zi lucrează un judecător? Diferă foarte mult. Am avut perioade în care am lucrat 13-14 ore pe zi și perioade în care am lucrat 8-9 ore. Poți să ai zile în care muncești câte 10 ore, câte 14 ore, în care ajungi acasă doar să îți faci duș și să mănânci și să te schimbi. Poți să ai și zile mai liniștite. Am muncit pentru a dobândi acest statut de președinte de instanță, respectiv de formator, dar îmi aduc atât de multă mulțumire încât nu stau să mă concentrez prea mult că am programul foarte încărcat.